Benzinăriile din România nu mai vând carburanți sub 6 lei litrul. Sortimentele premium de benzină și motorină este posibil să sară luna aceasta de 7 lei litrul. În doar 3 săptămâni, carburanții s-au scumpit cu până la 19 bani pe litru. De vină ar fi marii producători care au scumpit barilul de petrol, cu scopul de a-și recupera pierderile de anul trecut. Analiștii economici spun că scumpirile vor continua și vor fi resimțite în tot ce vom cumpăra pentru viața de zi cu zi. Nu am mașină, au copii, dar e la fel. Am lăsat de dorit. Prețul nu prea mai este sub 6 lei. A crescut iar acum. 6 lei este. Da, da, e scump. Și la pensiile noastre, la pensionari, nu știu cum îmi face față. Greu, dar trebuie să facem, când avem încotro. În ultimele 3 luni, carburanții din România s-au scumpit într-un ritm accelerat. În medie, un litru de benzină sau de motorină a fost cu peste 20 de bani mai scump, de la o lună la alta. Tată, acolo să știi că prețul e foarte mare. Foarte mare, de la 4 lei și ceva, că l-a pus înainte. Hai, 5 lei să mai mergea. Dar cu e 6 lei și 9 bani, văzui dincolo la Romul. Petrol. Benzina e 6 lei și 13 și nu rentează. La o dată eu am și o mașină, dar nu-mi permit. O dată pe lună vin la Severin să cumpăr ceva. Acum am ITP-ul să-l fac la mașină. De-aia sunt obligat să vin. Dar așa nu putem să vin. Păi asta e problema soțului care are mașină. Adică merg și eu cu mașina, dar eu merg de fapt cu bicicleta mai mult. A crescut într-adevăr și ne ustură pe toți, mai ales că totul a rămas pe loc și salarii și pensii bat pasul pe loc și toate au explodat, toate prețurile. E ca și cum ne-am furat singur căciula, nu știu cum să spun. Cei care măresc, de fapt și ei cumpără mărite prețuri la alte produse. Față de aceeași perioadă a anului trecut, un plin de benzină costă acum cu 40 de lei mai mult.